și împărtășirea Sfântului Duh Ceresc, noi înșine și noi pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să vă dăm. Vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să putem zămate chema pe tine Dumnezeu Tatăl Cel Ceresc și a zice... Acum și în pururia și în vecii vecilor.